cine ia campionatul dacă... Păi, părerea mea că bătaia se dă între CFR și Steaua. Steaua și ea cu problemă de identitate. Bă, pentru noi, pentru țară, rămâne Steaua. De indiferent că face domnul Talpan 1100 de procese, dar tot Steaua va rămâne. Lumea nu o să zică FCSB, sau prea puțin o să zică.